Peștera subterană a zonei de nord a Mehedințiului este considerată peștera Balta din satul omonim. Cu toate că peștera are o lungime foarte mare, nu acest lucru constituie principalul element de atracție turistică al acesteia, ci formațiunile existente care încântă privirile oricărui turist. Indiferent din ce direcție ajungem la Balta, peisajul de podiș karstic atrage privirile. Peștera este situată la aproximativ 2 km sud-vest de comuna Balta, iar accesul este facilitat de drumul care leagă Balta de Sfodea. Peștera Balta este situată în munții Mehedinți, în apropierea localității Balta. Este o peșteră complexă, cu două galerii principale aproape paralele. Galeria de legătură are o lungime de 220 de metri. Morfologia acestei galerii este de tip freatic, cu ramnificări labirinte. A doua galerie, galeria cu gururi, cu dimensiuni mai generoase, înălțim până la 10 metri și lățim până la 5 metri. Locuitorii din zonă se mândresc că satul deține o astfel de bijuterie turistică. Ce ne puteți spune despre peștera Balta? Peștera Balta e un fenomen karstic foarte frumos, unde, de când mă știu eu, a doua zi de nede la Sfântul Ilie, se face hor acolo, se distrează lumea, pentru că vara, fiind mijlocul verii foarte cald, acolo e răcoare și poate lumea să mai câte un șpiț să răcorească. Din turiști. A început să vină de acum, dar pe timpul nostru numai noi știam. În cadrul peșterii este sărbătoare de Sfântul Ilie, iar localnicii se bucură din plin de acest eveniment. Formațiunile existente și decorul interior generos justifică efortul de a parcurge. Puteți spune despre peștera Balta? E frumoasă, e frumos, vine, fac sărbare, dar nu știu pe când fac sărbare, atunci ați vrea să veni când fac sărbare. Fac sărbare, aduc lumină acolo, lumină în peșterie. E racoare, e frumos, are șerișa așa mare, are galerii, de ce poți duce piele, dar nu departe, numai dacă aveți pielinare. E frumos, e frumos, e frumos. Vin oamenii des aici să viziteze locurile. Vine a doua zi de Sfântul Ilie, e hor acolo. Peștera Balta, veche de milioane de ani, opera naturii în stâncă, își așteaptă vizitatorii dornici să descopere misterele de sub pământ. Când ajungeți în zona de nord a județului, puteți observa cum natura exultă în comuna Balta.